Domnule ministru, iată că după 10 ani TVR Cultural revine în peisajul media din România. Cum ar trebui să arate astăzi, după părerea dumneavoastră, o televiziune culturală? Păi nu inventăm noi nimic. În primul rând, felicitări și mă bucur foarte mult de vestea asta absolut minunată. Simbolic, relansarea fiind pe 1 decembrie, încărcăm cu mai mult această revenire a TVR Cultural, cu mai mult simbol, deși cu mai multă responsabilitate, trebuie să arate ca orice televiziune culturală. Trebuie să fie, în primul rând, o voce a culturii prezente, trebuie să fie un canal de restituire a culturii trecute și trebuie să fie, așa cum se spunea și în conferința de presă de lansare a Festivalului Enescu, trebuie să fie și un păstrător al memoriei culturale românești și nu numai, pentru că TVR Cultural împreună cu Radio România Cultural și cu Radio România Muzical sunt, prin ce a fost TVR Cultural, cred că posesorii uneia din cele mai valoroase arhive culturale din lume, nu numai din Europa sau din România. Deci ar trebui să arate exact așa cum știu că va arăta, cu știri, cu evenimente culturale, cu programe din cultura trecutului, cu încurajare pentru tinerii artiști, cu implicare în parteneriate cu absolut toată lumea care are ceva de spus în zona culturală, pentru că, din nefericire, știm, cultura nu produce știri, cultura nu produce audiență și atunci trebuie să împingem acest lucru, iar TVR Cultural trebuie să fie peste tot unde ceva important în cultură se întâmplă și să fie sprijinit TVR Cultural, și asta o spun către toți cei implicați și de restul canalelor TVR în promovarea conținutului, în promovarea emisiunilor. Și dacă se poate, pentru că am trecut și o perioadă prin TVR, sunt parlamentar, o să sprijin acest lucru. Deja am reușit în Parlament să creștem numărul de minute de publicitate, am reușit să acordăm posibilitatea de a interfera cu programul la pauzele publicitare, pentru că televiziunea are nevoie de bani. Ar trebui să aveți posibilitatea să aveți bani să promovați conținutul televiziunii. Sunteți pe o piață extrem de complicată. Cred că sunt cel puțin 55 de televiziuni care au licență de la CNA. Nu poți fără marketing, nu poți fără să ai deschiderea altor canale media pentru programele tale. Pentru că ați vorbit mai devreme de parteneriate și pentru că ați menționat că tocmai ați ieșit din conferința care anunță Festivalul Internațional George Enescu 2023, programul acestuia, primul an din viața noului TVR Cultural coincide cu anul în care România are multe evenimente de prim plan. Festivalul Enescu este unul dintre ele, Timișoara, capitala culturală europeană, este altul. Cum vedeți dezvoltarea unui parteneriat profitabil atât pentru ambele părți, cât și pentru publicul larg, între autoritatea pe care o reprezentați, Ministerul Culturii, și televiziunea publică? Este un parteneriat care vine natural. Noi nu trebuie să facem eforturi pentru asta. Este un lucru pe care TVR-ul a înțeles dintotdeauna și Ministerul Culturii a venit întotdeauna către TVR pentru a asigura parteneriatele media cu evenimentele pe care noi le susținem. Ar trebui să existe un calendar comun, ar trebui să existe o discuție permanentă între cei responsabili cu evenimentele și tot ce ține de cultură ca și manifestare în Ministerul Culturii cu cei cu conducerea redacției TVR Cultural și nu numai, pentru a schimba permanent date, a schimba informații despre eveniment, astfel încât să fiți implicați în tot ceea ce face Ministerul Culturii și Ministerul Culturii să aibă bucuria să fie, ca evenimentele sale să fie mediatizate. Nu e numai asta, noi trebuie să spunem că avem evenimente culturale de extraordinar de mare importanță europeană și nu numai. Pe lângă Festivalul Enescu, care cred că e cel mai mare festival de muzică al lumii în acest moment, pe lângă Timișoara Culturală Europeană, care este iarăși un eveniment pe care trebuie să-l ducem acolo unde se așteaptă de la noi, mai avem Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, care face exact a 30-a aniversare la anul, să-i urăm la mulți ani. Avem Festivalul Național de Teatru, avem pentru prima oară anul ăsta, Ministerul Culturii a subvenționat Festivalul Art Safari. Este pentru prima dată că Ministerul Culturii susține la un nivel important manifestări de arte plastică.
Deci o să avem un an extrem de important. Tot ce ne rugăm este să fim sănătoși, să fie pace, pentru că lucrurile funcționează. Domnule ministru, cum spuneam și la început, sunt 10 ani de absență de pe piața media din România pentru TVR Cultural, așadar, iată misiunea de a recupera o generație tânără care în acești 10 ani nu a apucat să cunoască ce înseamnă TVR Cultural. Cum ar putea o televiziune culturală să încerce să-și aducă aproape un public tânăr, altfel decât cel de acum 10 ani, 20 și așa mai departe? TVR Cultural îl trebuie în primul rând pentru cei care îl conduc să nu fie doar un canal de emisie TV. Dacă ați făcut acest lucru, ați pierdut din start. Publicul de televiziune deja este sărit de 35 de ani, poate chiar mai mult. Cele mai mari audiențe, chiar și la liderul pieței de televiziune, sunt înregistrate în segmentul de peste 50 de ani. Deci să nu aveți niciun fel de așteptare să-i puteți prinde pe micul ecran pe tineri. Va trebui, în primul rând, TVR Cultural să fie un, cum să spun eu, vehicul de înregistrare sau de transmisie în direct a evenimentelor culturale multimedia. Va trebui să fiți acolo unde sunt tinerii. Să fiți începând cu Facebook, continuând cu Instagram, cu TikTok, cu ce vreți dumneavoastră, pentru că altfel nu-i veți prinde sub nicio formă. Va trebui să tăiați conținut cultural în porții digerabile de către tineri, să-l livrați acolo unde tinerii sunt și atunci avem șansa ca ei să prindă gustul și să se îndrepte spre mai mult și mai mult din zona culturală. Altfel, dacă rămânem doar o televiziune care dă emisiuni culturale la televizor prin cablu, nu o să facem nimic pentru tineri. Chiar aveam de gând să vă întreb cum ar trebui să își adapteze oferta o televiziune chiar și de nișă, ținând cont de acest public care trăiește în primul rând în mediul online și care de acolo își ia informația, pentru că televizorul în general nu mai este prima sursă de informație sau nu mai este pentru acest public pe care încercăm să-l ținem aproape de noi. Știți foarte bine că în România termenul de cultură are o tinichea legată de coadă de multe ori și asta vorbește despre un soi de apanaj al intelectualilor și al elitelor în general. Două întrebări am de aici. Una este, sau prima este, de ce a fi elită e neapărat un lucru rău? Eu de la mine se vede invers, ca să zic așa. A fi elită nu e nicicum un lucru rău și elitele se distilează în orice societate, prin educație, prin cultură, prin orice. Și sunt elite de tot felul. Greșeala este că anii din urmă, și nu numai anii din urmă, au dus în mintea omului fenomenul cultural spre destinatar elite exclusiv. Okay. Nu este așa. Cultura, deși, cum să spun, poate sperie pe unii cuvântul ăsta, deși nu avea de ce, este pentru toți. Cultura înseamnă un ansamblu de evenimente frumoase, de trăiri frumoase, de schimburi între suflete. Asta nu se adresează doar unui anume public care știe să spargă partitura notei, să spună, uite ce frumos a apăsat pianistul clapele. Nu, trebuie să te duci acolo și pur și simplu să aștepți să ți se întâmple ceva frumos în urma experienței respective. Și noi trebuie să facem foarte mult pentru a readuce publicul înapoi către fenomenul cultural, care nu este pentru elite. Verdi n-a compus pentru elite. Stătea lumea în picioare să uită la operă, da? Pictorii care pictează nu pictează pentru elite. Dacă reușim să convingem lumea să nu-și mai ia tablouri tipărite din magazine, din supermarketuri și să dea pe un tablou viu aceeași sumă, suntem un pas în plus. Deci nu, cultura este pentru toată lumea, este de la inimă la inimă făcută și atunci, atâta timp cât ai o inimă care bate, trebuie să fii într-un spațiu unde se face cultură. Și vreau să vă spun, am avut deja o discuție, nu ține neapărat de legile educației, ține probabil de normele de sub lege, dar mi-aș dori și am un răspuns pozitiv, cel puțin la acest moment, să avem în programa școlară obligatorie, nu recomandată, prezența copiilor la muzee și în piese de teatru și în sălile de concert. Măcar o dată pe semestru să aibă obligația să fie acolo și să scrie sau să povestească ce au simțit. Și cum spunea Răzvan Dincă, președintele Radio România, acum în convenția de presă, poate și obligația de a studia un instrument în școală. A doua întrebare mergea exact în aceeași direcție. Totuși, televiziunea reprezintă încă un instrument puternic. Cum ne putem folosi de el pentru a democratiza, să spunem, fenomenul și actul cultural? Repet,
televiziunea și e dureros pentru cei care sunt de mai mulți ani în televiziune și care și-au pus sufletul și viața în acest fenomen. Televiziunea rămâne cel mai profesionist mediu de captare a informației și a imaginilor. Nu are nimeni la nivelul unei televiziuni capacitatea de filmare, de stocare, de captarea sunetului, orice vreți dumneavoastră aveți la nivel de, acum e 4K, o să fie 8K în curând. Dar asta nu înseamnă că și distribuția rămâne la fel de importantă cum a fost. Nu mai există, v-am spus, adică să transformi în democrație cultura prin mijlocul clasic al ecranului, al micului ecran, nu mai funcționează, pentru că deja cei care sunt telespectatori sunt oameni care au o experiență de viață și care și-au format deja și propriile păreri culturale și propriile gusturi și așa mai departe. Noi trebuie să ieșim cu conținutul atât de bine înregistrat și arhivat de către televiziuni în mediile unde tinerii sunt prezenți. Și revin la ce v-am spus, trebuie să mergem noi după ei, să-i aducem pe ei acolo, nicio șansă. Vă spun pentru că am copil de 14 ani, nicio șansă. Singurul lui mod a se aduce spre televizor sau dacă e vreun serial care îi place pe vreo platformă online. În rest, dacă nu ducem conținutul ăsta și nu numai să mergem către platformele online unde ei sunt prezenți, ci să fim parteneri, coproducători, cum sunteți la Enescu, la multe evenimente culturale unde să invităm școli, să invităm copii care să prindă un pic de gust în offline, da, în piața Constituției sau în Ateneu, după care să meargă acasă să-și caute pe platformele lui acel conținut. Două întrebări mai am, domnule ministru. Prima sună în felul următor. Știm foarte bine că avem niște statistici care nu ne fac deloc cinste vis-a-vis de consumul de cultură, consumul de carte mai ales. Datele sunt cunoscute și sunt îngrijorătoare. Presupun că dacă ne uităm și la celelalte zone ale artelor, o să vedem cam aceleași cifre precare. Credeți că o televiziune culturală poate să schimbe pentru câtva aceste date? Sigur că da. Dar, în primul rând, n-aș vrea să fim atât de pesimiști. Suntem într-o linie universală, nu e nimic nou. Și dacă dumneavoastră sunteți mai tânăr, eu am prins și am prins și din lecturi generațiile anterioare, întotdeauna generația actuală este nemulțumită de generația care urmează. Dom'le, pe vremea mea, toți o să zicem la Absolut. Fel și copiii noștri o să spună la fel când o să fie ei mai în vârstă. Bă, pe vremea mea... Nu, trebuie să ne adaptăm vremea noastră la vremea lor și atunci și ei vor fi mai înțeleși de către noi și ei vor urma din sfaturile noastre bune. Nu este nimic nou, atâta timp cât ai la dispoziție un ecran de 6,1 inci care îți oferă toate experiențele de care ai nevoie, normal să migrezi. Dar important este să te întâlnești cu oamenii tineri acolo și să-i duci către alte experiențe. Se citește mai puțin, se citește mai puțină carte tipărită. Se citește mai mult pe Kindle, se citește mai mult pe iPad. E un moment de inflexiune și acum, pentru că dincolo de obiceiul sau nu de a citi, există și un factor economic la mijloc. Vă spun că acum cel puțin de 3 ori s-a mărit prețul hârtiei. Exact. În momentul ăsta, prețul hârtiei fiind cel mai mare factor din costul unei cărți, în momentul ăsta, cartea tinde să devină un produs al elitelor financiare, nu al celor care vor să citească. Și atunci trebuie să fim pregătiți, editurile să fie pregătite să-și întâlnească cititorii în e-books, în audiobooks și așa mai departe. Suntem partea unei transformări cu o viteză pe care nu o anticipam. Și vă spun că am avut șansa să lucrez la primul calculator prin 90, dar n-aveam decât e-mail și atât. Când totul a explodat în 2000, îți trebuie foarte multă viteză de reacție ca să, în orice industrie, în orice business, să fie aproape de publicul tău. Cu atât mai mult în zona media, unde concurența este infernală. Acasă, când lăsați haina de ministru în cui, ce v-ar plăcea să vedeți la TVR Cultural? Mie îmi place să zic că nu port haina de ministru în forma în care poate lumea percepe. Sunt un partener al fenomenului cultural și sunt disponibil oricând, pentru că un ministru este de fapt un administrator. Sunt disponibil oricând ca prin ceea ce știu și pot la nivelul ministerului să fiu un partener cu ceilalți. Deci când îmi dau costumul jos, nu cel de ministru, mi-ar plăcea, sigur, eu nu sunt...
școlit în zona complicată a muzicii. Dar întotdeauna, și fetița mea ce mică adorme acum cu muzică clasică, muzica clasică frumoasă, melodioasă, făcută cu sufletul, este cea care îmi place. Dar TVR cultural nu înseamnă numai clasic. TVR cultural, poate eu sunt, cum se spunea, rocker. Mi-ar plăcea să văd concerte rock din anii 70-80, cele cu care am crescut eu. Mi-ar plăcea să văd piese de teatru. Pentru că noi vedem remake-uri tot timpul la, în marile teatre din, și nu numai din, din București și din țară. Ar fi frumos să vezi Tache, Anche și Cadăr la Național și pe urmă să vezi montările din, nu știu când a fost, 76 sau 83-84, să le revezi, să le pui. Deci aveți o grămadă de treabă de făcut și vă urez mult succes. Mulțumim mult!